Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Da, și din acest motiv suntem în direct cu Bogdan Marișca, pilot și instructor Napoca Rally Academy. Salut, Bogdan, bine ai revenit alături de noi la Sfatul de drum bun. Salutare tuturor, mă bucur că ne auzim. Pornim astăzi de la următoarea știre. Bogdan, un tânăr de 15 ani din Satu Mare, drogat, a furat mașina tatălui său și a pornit într-o cursă nebunească, a ajuns și la viteza 280 km la oră. Totul a fost filmat de prietenii lui, care erau alături de care erau, era în mașină, și postat, bineînțeles, pe rețelele de socializare. Aventura s-a terminat prost, însă se putea termina și mai prost. Adică au făcut accident, din fericire au scăpat. Au scăpat toți, din fericire accidentul n-a avut loc la acea viteză de 180 km la oră, însă mașina s-a răsturnat. Vorbim despre un adolescent, teribilism, la 15 ani, fără permis, fără dreptul de a conduce o mașină. Cine poartă responsabilitatea și cum am putea să mai calmăm astfel de situații? Oare doar autoritățile au responsabilitatea față de acești tineri sau și ce se întâmplă acolo în familia proprie și personală? Din păcate, asistăm cumva la un clișeu, pentru că astfel de situații ne regăsim în mass media destul de frecvent. Trebuie să spun sau trebuie știut că nu se întâmplă doar în România o astfel de atitudine. Noi, ca atare, noi la Napoca Rally Academy avem un proiect de câțiva ani bun. L-am început în 2011, proiect pilot în zona Clujului, exact pe acest tipar. Nu alcool, nu droguri, nu teribilism în trafic, în viață, pe grupele de vârstă 16, 17, 18 ani. Deci cumva preambulul cel care doresc să-și ia permisul de conducere. Și am interacționat cu niște 10.000 de liceeni. Am făcut toate liceele din județul Dolj, sectorul 1 București, Brașovul, Cluj și așa mai departe și am vorbit exact pe tema asta. Speța este exact ceea ce făceam noi cu respectivii copii și trebuie să spun că am găsit tot felul de reacții. La finele workshop-ului toată lumea era privea povestea un pic altfel, pentru că începea să descopere niște informații pentru noi absolut normale pe care ei nu le aveau. Pentru că sunt niște copii. Oricum am luat-o la 15, 16, 17 ani, chiar dacă lor le place să se consideră niște adolescenți, sunt niște copii lipsiți de experiența vieții. Nu înțeleg de ce anumite lucruri pot să genereze astfel de consecințe. În mintea lor lucrurile se întâmplă puțin altfel. Astfel de atitudini poate să fie ușor pentru ei o scurtătură, dacă vreți, spre o notorietate, o falsă notorietate generată în fața prietenilor sau a dușmanilor, uite ce șmecher sunt eu sau ce cool sunt eu, dar undeva, la bază, un adult și-a adus aportul într-o astfel de atitudine. Pentru că un astfel de tânăr, un astfel de copil, învață undeva să conducă cu sprijinul adult, care dă ok, o mașină, îi explică ce a de făcut, du-te tu și tu aici pe, nu știu, pe un drum lătural, nicăieri nu e nimic, sau pe un izlaz, sau într-o parcare, hai să te învăț. De ce ai învățat un copil de 13, 14, 15, 16 ani să conducă mașina când el are dreptul legal să o facă doar de la 16 ani cu niște mașini cu motoare foarte mici sau mai aproape de o mașină normală la 18 ani? De ce ai învățat pe cineva să facă acest lucru? După care, evident că există tentația. Astfel de momente vin la pachet cu adrenalina, de cele mai multe ori se suprapune și cu consumul de fie de alcool, fie de substanțe interzise. În cazul de față, din câte știu, este vorba de cannabis, care acționează cam la fel ca și alcool, ceea ce am discutat noi acum vreo 2-3 săptămâni, inhibitor la nivelul creierului, la nivelul mușchilor, la capacitatea de coordonare este mult diminuată. Pentru un copil de 15 ani, faptul că conduce o mașină, evident că nu are experiență, prieteni din mașină care evident că îl stimulează, plecând de la premiza că nu le se poate întâmpla nimic rău. Au scăpat cu bine și ne bucurăm că au scăpat cu bine. E un caz fericit, undeva, da. Exact. Undeva adulții din jurul lor trebuie să înțeleagă că și-au dus aportul, familia, prietenii. Îl învăț pe fiul meu să conducă mai devreme decât tu pe fiul tău. Sau uite copilul meu ce bun și de talentat este. Noi vedem povestea asta, avem foarte mulți adulți care vin la noi să învățăm pe copiilor să meargă cu mașina la o vârstă vragedă, să facem niște tabere pentru astfel de copii și întrebarea legitimă este, dar de ce să-l învăț să conducă mașina? Dacă vrei să meargă în motosport, sunt alte surse. Poți să mergi la karting, poți să mergi pe circuite, poți să mergi undeva unde se conduce mașina la o vârstă fragedă în niște condiții care generează siguranță, securitate.
a face asta pe... Probabil ca să nu aibă probleme la examenul de obținere a permisului auto, la proba practică, vor să aibă copiii foarte pregătiți, însă foarte important este și vârsta la care pui volanul în mâna unui astfel de adolescent. Vorba ta, poate ar fi mai bine să aștepți în apropiere de vârsta de 18 ani, nu să te apuci să înveți să conducă de pe la 13-14 ani. Sigur că da, după care mai rău cu el niște copii în mașină. Părinții acelor copii trebuie să fie îngrijorați de faptul că le-a trecut glonțul pe la ureche. Ar trebui învățați acei copii. Mă, nu e în regulă. Mergeți la cluburi, mergeți la petreceri. Ok, dar atenție că ușor se poate muri. Teribilismul acesta vine la pachet cu o zonă de riscuri. Și riscul acela, din păcate, se regăsesc în statistici. Și, repet, este o problemă pe care o regăsim la grupa respectivă de vârstă, peste tot în lume, nu doar în România. Deci e o problemă cumva socială, care a venit la pachet cu nevoia de a folosi mașina prost înțeleasă. Această notorietate dublată de social media și de live-uri pe Facebook și nu numai, le regăsim în zonă și pentru noi poate să fie amuzant. Dăm share-ul, dăm like-ul. Nu e o abordare constructivă pentru nimeni și mai devreme sau mai târziu, statisticile ne arată că tragediile sunt lângă noi. Deci undeva adulții din jur care au legitimat într-un fel sau altul trebuie să-și genereze niște semne de întrebare. Sau cei care sunt puși în situația similară trebuie să știe că undeva stau la originea unui astfel de moment. După care, așa cum spuneai și tu, a fost un accident, din fericire nu s-a soldat cu urmări tragice. Dar e doar o poveste de noroc. Așa este. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Să sperăm că vom avea din ce în ce mai puține astfel de cazuri despre care să vorbim la radio, la sfaturile noastre de drum bun. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, pentru că sunt multe lucruri de discutat și despre noul cod rutier, despre niște schimbări care se pregătesc și acolo. Îți mulțumesc și îți doresc o zi bună în continuare. Și eu mulțumesc. Aș vrea să punctez o idee. Interacțiunea cu tânăra generație nu este simplă. Nu e suficient să spui, mă, n-ai voie să faci asta. Trebuie să explici, să înțeleagă, deci lucrurile trebuie să fie proactive. Asta pleacă la nivel de societate, părinți, școală și mai departe. Deci e un subiect care va, din păcate, îl vom mai regăsi pe tapet. Și o ultimă informație, așa că să revenim în zona de motorsport, weekendul care urmează, Raliul Bucovinei, în zona de nord a țării. Headquarter-ul va fi în zona Câmpul Lung moldovenesc. Vine și sâmbătă probe speciale prin niște trasee fabuloase, Transrarăul, în zona Mănăstirilor Sucevița, Moldovița. Deci cei care sunt în zonă și dacă vremele ne ajută, cred că vor avea parte de un spectacol frumos. Să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine și cu cât mai puține astfel de motive de dezbatere care, din păcate, sunt în jurul nostru. Toate cele bune. Ținem pumnii strânși echipei noastre favorite. Numai bine, Bogdan Marișca, mulțumesc din nou. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.